care în permanență a considerat că agricultura este ramura de bază a Republicii Moldova. Republica Moldova este o țară agrară, nu doar pe hârtie, dar și în realitate. Deci, pe tot parcursul, noi am fost consecutivi cei ce ține cu acordarea diferitor suporturi, atât prin legi, cât și prin alte susțineri agricultorilor. Noi, dacă ne aducem aminte bine, anul 2020, un an foarte greu agricol, unde agricultorii, practic, au suportat pierderi colosale, atunci noi am venit cu acele suporturi, printre altele cele mai majore în ultimii 30 de ani, care au stat la baza pregătirii pentru anul 2021, care a fost un an agricol bun ca rezultat acelor acțiuni întreprinse în anul 2020. În anul 2021, noi am venit în Parlament din nou cu o serie de acțiuni în suportul agricultorilor, dacă vă aduceți aminte, cu acordarea acelor compensații pentru pierderile în agricultură ca urmare a calamităților naturale. Cei de la guvernare au refuzat să aplice careva măsuri. Noi vedem ce se întâmplă acum cu prețurile, prețurile la motorină, prețurile la toate produsele petroliere, prețurile la gaz, prețurile la energie electrică. Suntem la început de an agricol, dacă îi putem spune, pentru că agricultorii pe diferite măsuri sunt de mult în câmp, dar măsurile de bază de-abia încep. Deci așa am așteptat că cei de la guvernare o să vină cu careva suporturi pentru agricultori. Noi dacă facem un simplu calcul, de exemplu motorina, dacă în august 2021 prețul angro de procurare a motorinei constituia 10 lei și 15 bani, media, noi avem acum procurare la preț angro 20-60. Putem să facem o matematică că a crescut cu 100 și ceva de procente prețul la motorină. Acest preț, evident că va acționa și va avea un efect negativ asupra agricultorilor, din motivul că unii agricultori, dacă ne referim, care pot să aibă de suferit, acestea sunt agricultorii mici și mijlocii, în primul rând, care nu se poate permite prelucrarea terenurilor. Iar cei care să înceapă nu o să aibă capacitate de a face toate măsurile agricole, ceea ce evident se va reflecta negativ asupra produselor agricole. Eu mă refer la cât la cantitate, atât și la calitate. Noi în medie pe an avem sădit în jur de 1.500.000 de hectare, fără vii și libez, iar media pentru prelucrarea unui teren, unui hectar de teren agricol, ar constitui în jur de 100 de litri. Adică am avea consumul de motorină anual în jur de 150.000 de tone. De ce? Noi venim cu modificarea legii, bugetul, care ar restitui agricultorilor taxele pe acciză. Asta ar constitui 300 de lei la hectar sau 3.000 de lei la o tonă de motorină. Păcând o matematică simplă, restituirea accizului pentru motorină pentru agricultor va fi de 450 de milioane de lei în medie. Guvernul urmează să identifice aceste surse și prin intermediul Ministerului Agriculturii cu unitatea de implementare Agenției de Intervenție și Plăți să restituie aceste sume agricultorilor per hectar, adică la compensarea la motorină
a taxei, a accizilor, mai bine zis, încă o dată, repet, ar fi de în medie de 300 de lei la hectar. În cazul că n-o să atribuim aceste surse, noi riscăm ca agricultorii să nu poată să își facă acele lucrări agricole sau să nu le facă pe deplin. Dacă au de făcut 5 măsuri, o să aibă posibilitatea să încerci să facă 3, 2 și evident nici calitatea și nici cantitatea produselor va fi una negativă, evident, care poate până la urmă să afecteze securitatea alimentară a Republicii Moldova, măsuri care sunt întreprinse diferite țări, dar toate țările care sunt în perioada dată, încearcă să pui umărul și să ajute agricultorii. Cei ce încercăm și noi să venim cu un suport, un prim suport pentru agricultori. Evident că noi muncim și asupra altor măsuri pentru agricultori, pentru ținerea agricultorilor și vom veni ulterior și cu alte modificări de legi pentru a le acorda acel suport. Și trei, prețul la motorină ridicat, evident, se va regăsi în sinecostul produselor agricole care urmează consumatorii să le achite. Deci acest proiect de lege este strict necesar acum, la început de an agricol, ca să fie aprobat, ca agricultorii să își poată prevedea pe un termen mediu sau mai lung investițiile care urmează să fie făcute în agricultură. Doi, noi niciodată nu am fost indiferenți de cei ce sunt producătorii, procesatorii de produse alimentare și nealimentare în Republica Moldova. Am venit cu acele modificări și le-am aprobat în Parlament de 50 la 50 pe rafturile din magazine. Cu părere de rău, această lege nu este aplicată astăzi de Ministerul Economiei. Noi am solicitat și în Parlament să avem o audire a Ministerului Economiei pentru ce baicotează sau sabotează aplicarea acestei legi care vine în suportul agricultorilor, dar până la urmă vedem că producătorii autohtoni sunt lăsați singuri în voia soarte în perioada aceasta grea în Republica Moldova. Noi venim cu modificarea legii achizițiilor publice, unde la licitațiile care se petrec în Republica Moldova de instituțiile de stat prioritar să aibă produsele autohtone. Ca să dăm un stimul acelor producători și procesatori din Republica Moldova ca să aibă acces la licitațiile din Republica Moldova. De ce noi venim cu modificarea legii achizițiilor publice, legea numărul 131 din 2015, unde la evaluarea și compararea ofertelor pentru contractele de bunuri și lucrări, a căror valoare estimativă constituie până la 2 milioane de lei, autoritatea contractată va aplica marja preferențială în favoarea ofertelor de bunuri autohtone și ofertelor de lucrări efectuate de entități rezidente ale Republicii Moldova care nu va depăși 15% din prețul ofertei cea mai bine clasată. Încă o dată menționăm că această modificare de lege va fi aplicată ca în cadrul licitațiilor producătorii și procesatorii autohtoni să aibă o preferință cu produsele lor. Este încă un suport pentru ei ca să nu avem astăzi în cadrul licitațiilor, ca exemplu, carne de pasăre să fie carne importată de noce autohtonă. Noi căutăm acum să devenim exportatori, dar pe piața noastră autohtonă producătorii noștri nu au acces. Asta este modificările care sunt înaintate de fracțiunea noastră. Deci, încă o dată menționăm, este un prim pas cu unele suporturi, cât pentru agricultori, atât și pentru procesatori. În timp apropiat vom veni și cu altele propuneri pentru susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc!